Elevii liceului teoretic german Johann Ettinger au prezentat vineri seară la Filarmonica din Ulipati un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă. Evenimentul numit Bazarul de Crăciun are o tradiție deja în instituția de învățământ. În acest an însă elevilor de la liceul german li s-au alăturat și alți colegi din străinătate. Această seară este o seară care în fiecare an are loc în ajunul de Crăciun. În acest an avem un spectacol deosebit, întrucât școala noastră are un proiect cu școala din Hotvan, un proiect Diversitatea ne face mai bogați, deci această seară va fi o seară specială în care copiii noștri au pregătit atât colinde cât și piese de teatru, au pregătit poezii cu prilejul acestui proiect. Ele vor fi prezentate pe scenă în cursul acelor 2 ore. Ce înseamnă de fapt această colaborare cu celelalte școli? Acest proiect este finanțat de către Academia Școlilor Centrale Europene și se derulează pe parcursuri a 6 luni. În primul rând, tradițiile sunt cele care vor fi studiate și în primul rând vom interpreta anumite piese de teatru cu această temă. Apoi ne vom învăța despre toleranță, pace și ceea ce caracterizează Europa zilelor noastre. Scena Filarmonicii s-a umplut de elevi talentați care au pregătit diverse programe artistice care au fost realizate împreună cu partenerii din cadrul proiectului desfășurat de Liceul German. La eveniment au luat parte numeroși elevi, părinți și profesori. Bazarul de Crăciun s-a încheiat cu recitalul corului profesoral de la Liceul Teoretic German.